Încă de la primele ore ale dimineții, un avion utilitar a survolat municipiul Buzău pentru a împrăștia soluția de combatere a țânțarilor. Pentru prima acțiune de acest gen din acest an s-a folosit aproape o tonă de soluție concentrată și aproape 15 tone de substanță preparată. Programul de dezinsecție se va desfășura în mai multe etape și va continua până la sfârșitul toamnei. Vor fi trei etape de dezinsecție aviotratament, una acum la sfârșitul lunii aprilie, una în iunie și una în august, urmate două dintre ele de o etapă de dezinsecție la sol. Bineînțeles, în același timp s-a făcut și prima etapă de deratizare, încă suntem în desfășurare cu ea, urmând ca a doua etapă să facă luna octombrie. Acțiunea este inițiată de primăria municipiului Buzău, având în vedere pericolul de îmbolnăvire și gradul de disconfort pe care îl reprezintă țânțarii și va fi efectuată prin aviotratament în funcție de starea vremii. Substanța folosită de firma de salubrizare acționează și împotriva țânțarului Zika.